Salutare dragilor, aceasta este partea 4 din Baki, așa că dacă n-ai văzut și alte părți, le recomand să le vezi ca să înțelegi mai bine animeul, ți-am lăsat totul în descriere și hai să trecem la partea 4 din Baki. Totul începe cu faptul că Eugero decide să testeze abilitățile de luptă ale lui Ali Junior în acțiune. Prin urmare, încep să lupte chiar în hotel. Eugero atacă, dar Ali reușește să evite loviturile. Eugero folosește apoi poziția cu care Igari l-a învins pe Mohamed. Cu toate acestea, Ali Junior a luat această poziție ca pe o recunoaștere a înfrângerii, așa că își mulțește atacurile pentru că a refuzat să lupte și pur și simplu părăsește camera lor. Dintr-o astfel de obrăznicie, Eugero a căzut în stupoare și a vrut imediat să răzbune pe tip pentru asemenea obrăznicie, dar Ali reușise deja să scape. Între timp, în China, 12 luptători trebuiau să participe la un turneu numit Right Eye, dar Comitetul Chinez de Arte Marțiale a decis să adauge la participanți câștigătorul ultimului turneu, Kaku Keio, în vârstă de 160 de ani, precum și 3 străini, Ali Junior, Eugero și Baki. Organizatorii au decis să anunțe lupta viitoare chiar înainte de a începe, astfel încât luptătorii să se poată concentra doar pe lupte. În prima bătălie, Eugero și Ryu Keio, mentorului Retsu, se întâlnesc. Au început să lupte, dar diferența de forță a fost atât de mare încât Eugero și-a scos fața cu o singură mână. Retsu a vrut să mijlocească pentru maestru, dar Ryu, în ciuda unor astfel de răni, a vrut să continue lupta. De data aceasta, Eugero îl va elimina în sfârșit. Retsu îi spune apoi lui Baki că următorul său adversar va fi Li, care are cele mai otrăvitoare mâini din China, dar Baki este foarte norocos să se lupte cu el. Auzind astfel de cuvinte, Kozue l-a considerat pe Retsu un egoist narcisist, iar pentru aceasta decide să-l atace cu înverșunare. Dar el este salvat de la o distrugere dureroasă de către Baki, care își liniștește iubita spunând că cu siguranță va câștiga. Baki a început lupta vesel și și-a lovit imediat adversarul cu piciorul în față, dar în timpul loviturii i-a atins mâna otrăvitoare, din cauza căreia o travă e intrat în corp. Pentru a remedia situația, Baki și-a spirat o travă din picior, după care și-a atacat din nou adversarul. Eugero a venit să urmărească lupta lor, spunând că Baki îl va învinge pe Li foarte curând. Cu toate acestea, fiul său a început să primească o serie de lovituri. De aici, mâna otrăvitoare a lui Li a început să scadă și să-și piardă o travă, dar în același timp Baki nu a mai putut continua lupta. După cum se dovedește, o travă pe care i-a dat-o Yanagi este exact opusul otrăvii pe care i-a dat-o Li acum. Datorită acestui lucru și a unei forțe incredibile, corpul lui Baki a început să respingă otrava și s-a vindecat complet de ea. Baki și-a recăpătat puterea și l-a învins ușor pe Li. Cu toate acestea, corpul lui nu și-a revenit încă, iar în asta este ajutat de Retsu, care l-a pus mai întâi să mănânce multă mâncare, apoi a dat o găleată de 10 litri cu apă, la care a adăugat 4 kg de fructoză. După ce a băut toate acestea, corpul a început să câștige masă musculară. Între timp începe bătălia fostului campion al turneului, care în timpul luptei i-a dat jos lenjeria adversarului și a încheiat lupta cu un singur click. În acest timp, Baki a revenit deja la forma sa anterioară și a venit o dorință incredibilă de a lupta cu oricine. Apoi a decis să-și provoace tatăl. A început să-l tachineze pe Eugero, dar Eugero l-a liniștit repede, trântindu-l de perete. Acum intră în arenă luptătorul Ushi Dorian, care a fost invitat la turneul de Oliver. Dar din moment ce Dorian și-a pierdut identitatea, pur și simplu nu a putut lupta și prin urmare pur și simplu a luat toate loviturile și în cele din urmă a pierdut. Când Oliver îl lua pe Dorian din arenă, ei au fost opriți de căci voia să se lupte din nou cu el, pentru că potrivit lui, acești trei nu au dreptul să aibă statut de luptător. Oliver îl susține pe Dorian, iar el și U intră în arenă. U afirmă că corpul său este la fel de puternic ca un diamant și datorită antrenamentului dur, nicio lovitură nu-l va străpunge, la care Oliver pur și simplu îl zdrobește pe adversar, ceea ce înseamnă că el este cel care trece la următoarea etapă. Apoi este rândul lui Retsu să lupte, dar adversarul său a fost atât de slab încât a câștigat această rundă cu o singură lovitură și o lovitură precisă. Imediat după luptă, Kaku vine la el, spunându-i că nivelul tinerilor luptători din China este foarte slab, iar Comitetul de Arte Marțiale este de vină. Prin urmare, ca pedeapsă le strică mâinile. Întrucât nu au vrut să vadă acești străini în acest turneu, își fondează propria echipă chineză, în care își invită fiul și prietenul, după care provoacă pe străinii rămași. Eugero este înfuriat de aroganța chinezilor, așa că îi cer lui Baki și celălalt să se unească și să se alăture echipei sale. Mai întâi vine Oliver și Ron, care au luptat în lupte subterane cu grupuri criminale, iar în toți cei 30 de ani de luptă nu a pierdut niciodată. Oliver a început să atace, dar Ron și-a deviat cu ușurință toate loviturile cu mâinile în buzunare, apoi a reușit să lovească pe Oliver. A fost urmat de Baki și tatăl său, Eugero, a dezvăluit secretul din spatele stilului de luptă al lui Ron. Când ține mâinile în buzunare, acesta deja este în alertă, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să concureze cu el în viteza de impact. Este exact ceea ce a înțeles Oliver, care a stat în aceeași poziție. I-a permis în mod deliberat să lovească pentru a înțelege cum procedează. Oliver i-a prins apoi de cap
și l-a înjunghiat capul în față și când Ron a contraatacat, s-a dovedit că trupul Oliver era mult mai puternic și pur și simplu și-a rănit mâinile. Oliver a încheiat apoi lupta cu un alt pumn în față. Adică chinezii care au promis o victorie clară pentru fiecare luptător au suferit deja prima înfrângere. După aceasta, Kaku a vrut să lupte singur cu restul luptelor, dar fiul său Shunsei a cerut ca fiecare luptător să aibă un adversar, așa că acum va lupta împotriva lui Baki. Înainte de luptă, Retsu i-a spus că Baki este incredibil de puternic și el este câștigătorul luptelor subterane din Tokyo, dar în ciuda tuturor avertismentelor, Shunsei a fugit la atac, la care Baki a terminat lupta în 2 secunde în câteva lovituri, ceea ce i-a câștigat respectatului său. Retsu va lupta în continuare, iar un reprezentant al străinilor pe nume Jaku antrenează tinerii japonezi. În acest turneu îi caută pe cei care să-l ajute să dezvolte artele marțiale japoneze. În arena s-a dovedit să dea mâna cu Retsu, dar a fost o capcană și a încercat să lovească. Cu toate acestea, Retsu i-a strâns mâinile atât de tare încât nu a putut face nimic. După aceasta, i-a întins din nou mâna și s-a oferit să formeze o echipă. În timpul acestei propuneri, a încercat din nou să o facă cu Jaku și își întinde mâna. De data aceasta, Retsu ataca primul, dar a fost un șuretlic și Jaku îl prinde într-o luptă și îi rănește mâna. Pentru aceasta, spectatorii chinezi au vrut să-l atace, dar au fost opriți de Retsu, care a spus că îi va distruge pe toți cei care nu părăsesc această arenă. S-a dovedit că Jaku și-a rănit brațul doar pentru a egala șansele, iar victoria lui l-a forțat să meargă cu el în Japonia pentru a antrena tinerii. Au început să lupte din nou, dar în ciuda brațului rănit, Retsu încă se dovedește a fi mai puternic. Jaku l-a respectat pentru asta, spunând că de fapt mâna lui nu a fost deteriorată și doar el a putut ajuta să o vindece. Deși părea ca o altă capcană, Retsu i-a întins mâna spre el, după care Jaki l-a vindecat. Lăsați-l pe Jaku să lupte murdar. A făcut-o pentru că avea un mare respect pentru Retsu și chiar dorea să ia cu el un asemenea genul. Retsu, la rândul său, a recunoscut puterea lui Jaku, pentru că deși Retsu l-a învins, a trebuit să folosească tehnici pe care maestri de nivelul său de obicei nu le folosesc. Și după victorie, Retsu l-a ajutat pe Jaki să iasă în acest ring. Apoi Kan, care este fratele mai mare al lui Lee, se va opune lui Ali cel mic. În timpul luptelor, Kan a spus că Ali nu are nicio șansă deoarece este boxer și nu își folosesc picioarele pentru a lovi cu pumnul, din cauza căruia Ali pur și simplu nu se va putea apropia de el, pentru că raza loviturii este mult mai mare. Cu toate acestea, potrivit lui Baki, acest lucru nu este adevărat. La urma urmei, deși nu se observă, dar boxerii își folosesc picioarele pentru a lovi cu pământul, iar Ali a dovedit acest lucru prin doborârea lui Kan cu 2 lovituri. Asta înseamnă că chinezii au pierdut deja, pentru că 3 luptători au fost învinși. Apoi publicul a început să plângă. Cu toate acestea, Yujiro a venit la ei, spunând că chiar dacă luptătorii au pierdut, China ar trebui să fie mândră de marele său maestru Kaku. Și dacă Eugero nu îl poate învinge, atunci acele 3 victorii nu înseamnă nimic. Înainte de a începe lupta, Eugero decide să ducă la plimbare pe Kaku într-un scaun cu rotile pentru a întreba ce a sacrificat pentru a obține o asemenea putere. Kaku a fost odată incredibil de puternic și și-a depășit fără efort rivalii. Dar într-o zi a întâlnit cu un bătrân maestru care l-a învins fără probleme, apoi și-a dat seama că artele marțiale sunt mult mai puternice decât mușchii. A început să antreneze lung și dureros, până când la bătrânețe a ajuns la corpul ideal pentru un artist marțial. Au început să lupte și deși Eugero a lovit cu toată puterea, Kaku a reușit să se eschiveze. Cert este că folosește tehnica Shaorai, timp în care întregul corp al luptătoarei se relaxează și absorbe lovitura adversarului. Eugero a înțeles deja cum funcționează, așa că înainte de următoarea lovitură i-a smuls părul maestrului, ceea ce l-a făcut să se încordeze involuntar și să ia o lovitură puternică. Acest lucru l-a forțat pe Kaku să schimbe stilul de luptă și să pornească la atac. În aparent era un bătrân, dar Eugero nu a vrut să ia lovitura din cauza că se eschiva constant, apoi l-a gunit complet la zid. S-a dovedit că a făcut-o cu un motiv. Adevărul este că în tehnica Shaorai nu contează deloc ce fel de mușchi ai. Forța de impact depinde de impuls, care este influențat din capacitatea luptătorului de a-și relaxa mușchii lui. A studiat această tehnică 10 de ani, dar Eugero a reușit să o copieze în mișcare, ceea ce arăta superioritatea lui. Cu toate acestea, el nu va folosi această tehnică deoarece are propriul stil, unde forța loviturii depinde de puterea luptătorului, iar el o arată prin distrugerea betonului pe care stăteau. A început să dea lovituri de care Kaku nu le mai putea eschiva. Această luptă a fost urmărită de Baki, care a devenit nebun de fericit când Eugero a început să lupte serios. Eugero decide apoi să-și folosească diavolul, l-a înjunghiat pe Kaku și era pe cale să-l termine. Totuși, în ultima clipă s-a oprit, pentru că stăpânul plecase de la bătrânețe în altă lume. Deoarece nu a avut timp să învingă adversarul, în duel nu a existat învingători sau învinși. După cum s-a dovedit, Kaku și-a prefăcut plecarea în altă lume pentru a nu pierde. I-a înspăimântat pe toți cu prezența lui și a povestit ce s-a întâmplat. Eugero este cel mai puternic om de pe pământ, ceea ce înseamnă că este o mare realizare să părăsești lupta fără să pierzi. Motiv pentru care Kaku și-a făcut inima să se oprească pentru a opri și adversarul, pentru că dacă ar fi dat ultima lovitură, l-ar fi distrus. După ce turneul se încheie,
Ruggero intră în arenă unde este întâmpinat de Kaku, care spune că este câștigătorul turneului precedent și dă titlul de campion. După aceea, Baki și ceilalți pleacă acasă. Și deja în Japonia, în timpul alergării sale, Baki ajunge într-un copac unde a meditat și s-a antrenat constant. Acolo este întâmpinat de Ali, care se oferă să lupte. Cu toate acestea, Baki a refuzat acest lucru deoarece doar o singură persoană îl poate forța să lupte cu el, dar Ali vrea cu adevărat să se lupte cu el, așa că va face totul pentru a-l face pe Baki să vrea să se lupte. Pentru a face acest lucru, și-a invitat iubita la o întâlnire unde a cerut-o în căsătorie. Lasă-o pe Koju să accepte să meargă cu el la o cafenea, dar ea nu vrea să-i fie încă soție. Prin urmare, Ali a decis să o caute din nou și din nou invitând-o la o întâlnire. Apoi a vrut să învingă pe luptătorii pe care Baki respectă. Primul dintre aceștia a fost Guki, pe care Ali l-a eliminat cu lovitură rapidă. După el, Dapo a devenit rivalul său. Maestru de karate și-a folosit apărarea perfectă, dar Ali a reușit să se schiveze și să-l elimine pe Dapo în același mod. Koju îi spune lui Baki că Ali încerca să o protejeze și l-a întrebat ce va face, la care Baki a răspuns că sarcina lui este să facă totul pentru a fi cu Koju, dar pe cine alege ea depinde de ea. După aceea, Ali a vrut să se lupte cu Jake, dar numai fratele mai mare al lui Baki a fost mai puternic și de fiecare dată l-a aruncat pe Ali la pământ. Deși s-a trezit de fiecare dată și a continuat să lupte, Jake nu era pe măsură pentru el, așa că a venit la următoarea întâlnire cu Koju complet bătut. Conversația lor a fost întreruptă de Guki, care dorea să se răzbune pe Ali. S-au dus în parc și Guki a spus că ultima dată lupta lor nu a fost reală și prin urmare acum va lupta cu seriozitate. Ali a crezut că acum îl va învinge pe Guki în același mod, însă maestrul a prins de deget și a lovit copacul, repetând această lovitură de mai multe ori. Așa că Guki a putut să se răzbune, a venit la întâlnire într-o stare și mai proastă, iar Koju l-a numit idiot pentru că nu a luptat până la capăt. Întâlnirea lor este întreruptă din nou, de data aceasta de Dapo, care și-a dorit să se descurce și cu Ali. Înainte de lupta lor, Ali a spus că nu-i se va face milă de bătrân și ca să-i implore cu lacrimi de milă. Cu toate acestea, cuvintele lui l-au înmulțumit cu zero când i-a rupt mâna pe capul lui Dapo și a amintit de propriile cuvinte către lui și prin urmare nu a regretat că i-a rănit mâinile lui Ali. Drept urmare, el a adus într-o astfel de stare încât Ali pur și simplu nu a putut continua lupta, ceea ce înseamnă că și el s-a răzbunat, dar Ali nu a vrut să-și recunoască înfrângerea. Când s-a întins în camera lui, un servitor a venit la el spunându-i că cineva așteaptă să-l întâlnească. S-a lovit că acest bărbat era tatălui. Mohamed, care era complet bolnav, s-a antrenat 5 ani să lupte cu fiul său pentru că odată Ali a fost cel care i-a dat primul knockout din cariera sa. Cu toate acestea, în această stare, Ali nu avea de gând să lupte. Apoi Mohamed a început să tachineze, așa că Ali a acceptat un duel, dar a pierdut foarte repede. Se pare că Mohamed știa că Ali a pierdut 4 lupte la rând și prin urmare a vrut să-i dea o lecție, adăugând că Ali a făcut deja tot ce putea, așa că i-a sugerat să renunțe și să nu se tortureze. Totuși, Ali a spus că înfrângerile l-au întărit, deoarece rivalii săi erau oameni mai în vârstă, care în ciuda vârstei își îmbunătățesc constant abilitățile, așa că Ali nu mai poate pierde teren. După cum s-a dovedit, Tokugawa este un mare fanul lui Mohamed, așa că îi spune despre toate știrile care se întâmplă în lumea luptei subterane. A venit la ei să le spună că Baki a acceptat provocarea și a fost de acord să lupte cu Ali, așa că Ali Junior trebuie să facă totul pentru a-l învinge. Când Ali se antrena și se pregătea de luptă, tatăl său a venit la el și a spus că Baki se va lupta cu el doar cu o condiție. Ali trebuie să intre în ring în forma lui perfectă. După ce a auzit asta, corpul lui Ali a început să se recupereze într-un ritm incredibil și ca urmare întregul său corp s-a vindecat de răni. Părinții luptătorilor s-au întâlnit împreună pentru a discuta despre lupta viitoare. Mohamed a întrebat ce a meritat fiul său, la care Ujiro a răspuns că Baki nu este perfect acum, dar în ciuda acestui fapt, el este unul dintre cei mai puternici din lume. Ali s-a întâlnit cu Koju și i-a promis că el va învinge cu siguranță pe Baki și îi va câștiga inima. Luptătorii cu experiență și-au făcut predicții despre rezultatul luptei și toată lumea a spus că stilul lui Ali Junior va fi completat în timpul luptei cu Baki, motiv pentru care trebuie să câștige. A venit ziua luptei și Ali i-a promis că va ieși din acest ring în picioare. Cu toate acestea, în locul lui Baki, Ujiro a apărut în arenă. El a spus că Baki îl va ataca pe tatălui în viitor apropiat și deși are doar 18 ani, este capabil de multe. În acel moment, Baki însuși a venit la ei, iar Ujiro le-a spus să lupte până la capăt, până când cineva leșină. Lupta a început, dar în ciuda patosului și previziunilor dinainte bătăliei lor, Baki își elimină adversarul cu o singură lovitură. Apoi Ali se trezește și este pe cale să continue lupta, dar în timp ce vorbea despre cum avea să distrugă, Baki îi testează corpul inferior pentru putere, apoi termină cu piciorul și îl ia în strânsoare. Cu toate acestea, Mohamed îl oprește cu lovitura pentru că dacă nu ar fi intervenit, Baki și-ar fi distrus rivalul. Deși Mohamed a încălcat foarte serios regulile luptei, Baki nu era deloc supărat pe el pentru că de fapt era gata să-l distrugă pe Ali. Și după victorie, Baki îl provoacă pe Ujiro la o luptă pentru a pune capăt poveștii sale. Ujiro își recunoaște fiul și îl consideră un adversar demn, așa că acum Baki este gata să-i fie victimă și să-l mănânce drept recompensă. După luptă, Ali plânge și suferă foarte mult, iar Koju a venit să-l sprijine în acest moment dificil. Apoi toți prietenii Baki au fost informați că el era pe cale să se lupte cu tatăl său, așa că au venit să-l privească pregătindu-se pentru luptă. Au recunoscut că Baki nu mai este un băiat verde, acum este unul dintre cei mai puternici și foarte diferiți de ceilalți luptători. Până
până și antrenamentului Bucky era la un nivel complet diferit. Toți cei care îl priveau puteau vedea figura vizuală a tatălui său. Ujiro s-a pregătit pentru luptă, luptând cu animale sălbatice. Cam asta a fost și partea 4, băieți, da, am terminat cu Bucky pentru că partea 5 deja este făcută, am făcut-o cu câteva luni în urmă, pentru că na, era un nou sezon care apăruse. Vă las link în descriere la partea 5, de fapt la toate părțile, ca să puteți să le vedeți mai bine. Oricum, săptămâna viitoare o să le unesc pe toate și ca să puteți să le vizionați mult mai bine fără să intrați pe 100 de clipuri. Și ideea este că mâine pregătesc un anime foarte interesant care să vă placă foarte mult și da, știu că am făcut pool acum, am făcut sondaj acum câteva zile, nu o să fie unul dintre animeurile alea pentru că m-am gândit mai bine la ceva, așa că o să vă placă foarte mult ce postez mâine, începe un nou anime și îl continuăm până la sfârșit.